Salutare și astăzi ne uităm din nou la un set și de data asta avem setul Sora's Mech din sezonul 2. By the way, din păcate am pierdut scena cu, filmarea cu cutia, scuze, am șters din greșeală. În fine, hai să ne uităm la minifigurină. Începem cu Sora, asta e fața ei și are fața asta cu puterea. Foarte mișto minifigurina, chiar îmi place, doar că fața, da, dacă o să vorbească mai scurt, fără mască, cu mască, în fine. Și da, părul este părul ei de când era mică, într-un fel, doar că nu-i cel din serial, dar probabil că o să primi și ăla. Mai avem așa o construcție, în care avem și chestia asta de stop motion pe care putem să o folosim. Minifigurina nu ne uităm foarte mult la ea, pentru că e aceeași, cam aceeași ca în celelalte seturi, doar că are jetpack-ul ăla. Și hai să trecem la mech deodată. Mech-ul are foarte multe articulații, oarecum, are chestia asta care se învârte, foarte cool, foarte tare. Aici poți să pui pe Sora și poți să o pui și în spate o minifigurină, adică să pui două minifigurine. Nu am încercat, dar încercați și voi și o să vedeți dacă puteți și dacă vreți. Mech-ul e destul de mișto. Dar pe bune zic că chiar îmi place mecul ăsta, chiar a ieșit bine. Și combinația chiar se potrivește cu Sora. Deci da, cam ăsta a fost și setul acesta. Noi ne vedem în următorul videoclip. Pa!